Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vie. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și arde. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine tatăl, așa m-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. După aceste cântări să ne amintim că foarte mulți psalmi încep cu cuvintele lăudați pe Domnul. Aleluia! Vă amintesc de asemenea că începând cu vremea lui David, care a fost cântăreț, compozitor, se pare că și a confecționat instrumente muzicale, din vremea lui deci, s-a instituit la Casa Domnului un serviciu permanent prin care o grupă organizată de leviți n-avea altă misiune decât să laude pe Domnul. Asta după modelul din cer, unde Dumnezeu este lăudat cu zi, cu noapte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu nu doar la adunare, pe acasă, și oriuneori avem ocazia să lăudăm pe Domnul. Amin. Merită? Amin. În prim plan, Dumnezeu este lăudat pentru creație. Spune un vers, când te uiți pe eleganța palmierului cochet, te uimești. Văzând distanța, deși e la fel substanța, într-un măruțel boschet. Cedrul cu ramificații pare un viteaz și este, și stejarii sunt frații. Ce minuni și ce creații! Pulberea mirositoare din pădurile de tei te înalță în sărbătoare, iar salcâmii în splendoare tot parfum rodesc și ei. Și toate acestea le-a creat Dumnezeu. Slavă! Astea și le vedem pe aici pe aproape și le putem atinge. Sunt stele, n-am ajuns nici cu telescoapele noastre. Și nu e acolo capătul grădinii. Și toate astea le-a creat tot Dumnezeu. Le are în inventar, le are cu nume. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Apoi Dumnezeu este lăudat pentru mântuire. Și în seara asta și în urma rugăciunii ce s-a făcut, în urma evanghelizării din aceste zile, am dorit mai mulți să laude pe Dumnezeu și pentru aceasta. Amin. Să spună, laud pe Domnul că mi-a dat și mie mântuirea. Acesta e cel mai mare dar, cel mai mare har ce se poate obține pe pământul acesta. Da. Spunea Domnul, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul. Mântuirea înseamnă să salvezi sufletul și Amin. Să trăiești veșnic cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin. Vă aduc salutări sfinte și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Cu mântuire, în primul rând. Mulțumesc de asemenea că v-ați rugat și cred eu că vă mai rugat pentru noi, în mod deosebit pentru soție. Spun eu că este o școală sfântă la care Domnul ne-a băgat ca să învățăm tot ceea ce trebuie să învățăm. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cred un text cunoscut, o alegorie. Domnul se identifica aici cu vița. Nu să stăți la țară, știți, și aceea viță de vie. Și spunea, spre deosebire de Vechiul Testament, că Dumnezeu Tatăl nu-i doar proprietarul viței. E chiar viticultorul. Cu alte cuvinte, venise vremea ca Dumnezeu să se ocupe mai îndeaproape de noi. L-am rugat să o facă și în această seară. Amin. Iar noi, oamenii, mlădițele. Da. Aici Domnul s-a adresat ucenicilor și le-a spus
Eu sunt vița, versetul 5, voi sunteți mlădițele. Repet, asta le-a scris ucenicilor. Prima întrebare la care trebuie să răspundem e următoarea. Ni se poate adresa și nouă Domnul cu aceste cuvinte? Domnul spunea onora, voi sunteți oile mele. Dar a zis, printre altele, am și alte oi care încă nu sunt aduse. Raportat la pilda aceasta, la alegoria aceasta cu vița și mlădițele, am putea spune, mai sunt și alții care ar trebui să fie altoiți și să devină mlădițe. Deci nu putem să discutăm ce a spus Domnul aici până nu abordăm problema intrării noastre în poporul Domnului, în viță, altoirii. Spune Scriptura, vă citesc din aceeași Evanghelie și dumneavoastră vă analizați. Nu așa de ochii lumii. I-am spus odată cuiva care a pusese căderea lui, a fost reabilitat oricum să se poată recăsători și ne întâlnindu vreo 20 de ani, i-am spus tu să nu fii liniștit când oamenii ți-au dat un acord, până când inima ta, în sinceritate, nu-ți va spune că Dumnezeu te-a primit. A început să plângă și a zis, frate, eu știu că e așa. Da, deci noi vă putem boteza, dacă dumneavoastră declarați credință și cât de cât vedem așa în mare că lucrurile s-au schimbat. Dar zicea, eu am botezătorul, eu vă botez cu apă, dar verificările nu-s la mine. După mine vine unul. Eu nu pot să stau nici măcar înapoi a lui, să deschid cureaua la încălțăminte. Acela poate să certifice. Expresia de aici, adevărata viță, înseamnă într-o altă traducere, eu sunt autentica viță, unica, sigură. Iată ce vă citesc așadar din Ioan capitolul 1, de la versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit. Adică celor ce cred în numele lui le-a dat dreptul să se fac. Deci prima întrebare este, stimați prieteni, copii, ce sunteți aici? Și copiii pot să-L primească pe Domnul Iisus de la 6-7 ani. Da? Fica noastră, când avea 7 ani, s-a dus la mama ei și i-a spus, plângând, mama, eu sunt o păcătoasă. Dar ce-i făcut? Am în vârful la creion, la un colegă la școală, nu știu ce, am întins pe careva. Păcate de o fetiță care părea cu minte. Care atâta și iubea frățiorii, că mai mici, că ea a fost cea mai mare, nu cumva să-i pedepsim pe ei, să o pedepsim pe ea. Și mărturisindu-și acele păcate, s-a rugat cu soția cu ea și a spus, tu vrei să-L primești pe Domnul Iisus? Da, acum, astăzi. S-au rugat, 2 ani mai târziu, în timp ce se ruga singur acasă, la 9 ani, a primit Duhul Sfânt. Mergea pe clasa 1 la școală și locuia undeva la periferia orașului, era un segment de stradă fără case și știți că uneori noaptea se face mai târziu dimineață și zice, soția, vin cu tine până acolo, sau el zice, nu, dar zice, eu am, este lumină care mă călăuzește. Hai, mami, să ți-o arăt într-o dimineață, n-a văzut soția nicio lumină, de-aia ia ceva pe Domnul, i-a dat ei așa ca să nu apă nicio teamă că era pe clasa 1. Asta a spus pentru copii. Să spune și pentru cei bătrâni, cum spunea Nicodim, se mai poate naște un om bătrân, mai poți să schimbi viața la un bătrân, să-l iei de aici, să-l muți dincolo. Nu astăzi sunt la țară, până un pomișor mic îl schimbi ușor, îl muți, nu? Îi dai și rostul la coroană, cum îți place, dar unul bătrân să mai fie și găunos pe acolo, mai poți să faci ceva cu el. Amintiți-vă cuvintele Domnului care spunea la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Tuturor celor ce cred, celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă și ei copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, că tata și mama n-au fost pocăiți. Nu? Pentru că fiecare este născut întâi după varianta primului Adam. Și pământul de la sine ce dă? Viță de vie sau spin și mărăcini? Așa e omul.
Unii par mai cuminci și e bine că sunt educați să nu fie salvați de tot. Păi mai tundem noi pe aici pe acolo. Mai semănăm și ceva bun. Crește, dar e ca în grădină. Pe lângă crește și buruieni. Sau ca la ceva ce este altoide de sub, mai dă și altceva. Nu din voia firilor, vostoameni, care cercă să raționeze și care au ambiție, cu stoicism, cu răbdare, ei cred că pot să realizeze ceva. Dragii mei, noi cu puterile noastre mergem până când vine o ispită tare. Ce-a spus Domnul Iisus? Carnea este neputincioasă. N-ați auzit noastră patru oameni spun, măi, n-am mai putut răbda. N-am mai putut, m-a ispitit. Dar omul este ca și povestea aceea, că o femeie de la țară avea dresat un câine și îl pusese într-un mic ham și cu un căruț din ăsta pe două roți și ducă lapte la piață, că pe aia o doreau spate. Și a făcut câinile serviciul ăsta până când a fost un iepure foarte aproape de drum și în ziua aceea n-am ajuns cu lapte la piață. Câinele rămâne tot câine, nu? Omul este tot om, carne păcătoasă. Mai mult scrie aici, nu din voia vreunui om. Adică noi care vrem să ne trudim și să vă educăm și să vă inducem o filozofie, să vă convingem cumva. Spunea Pavel, zice, eu n-am venit la voi în Corinteni, capitolul 2, ca prin retorica mea, prin arta oratoriei să vă conving, ci printr-o dovadă dată de Duhul și de putere. Mărit să fie Domnul. Amin. De aceea, în lucrarea de evanghelizare, ne bizuim pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Născuți din Dumnezeu. Aleluia. E ceva ce ține de noi în a accepta. Dar e ceva ce ține de viță de Dumnezeu în a neaccepta. Povestea un frate zile trecute undeva la Fotora, lângă și Mișna, în Sălaj. Vreo 10 ani nu s-a întors nimeni la Domnul. Și s-a pus o seroare. Și Domnul a spus să ia 3 zile de post, că primii pe liste care se vor întoarce la Domnul și-l va primi este femeia care servește la cârciuma din sat și două fete a ei. Și unii au zis, cum? Dar au fost unii care au crezut cuvântul Domnului. A treia zi de post, seara, vine bărbatul acelei femei acasă, ce a venit peste el, ce a fost, ce n-a fost, îi spune, pleci, te scot din casă. Probabil, n-am pus receptul. Și a scos-o în stradă, noaptea aceea, cu hainele. N-avea și două fete și un băiat, fetele așa, dacă o scos pe mama și noi plecăm. Și s-au dus la părinții ei. A doua casă, de loc unde Domnul vorbise, că va chema primii la mântuire, va fi femeia aceea și fetele ei. Și la primul botez s-au botezat. Dumnezeu le-a adus într-o condiție în care să primească mai ușor. Amintiți pilda aceea cu cei poftiți la cină, Luca capitolul 14, la versetul 15, la 24, spune acolo că a trimis să vină cei invitați. Nici vorbă. Unul cu boi, altul un sorat. Și ce a zis stăpânul către rob? Du-te în piață, la drumuri, la garduri, adu-mi ciun, joc, șchiop, să vină aici. Că nu știu cum se face că atunci când avem probleme, parcă auzim mai bine, așa-i? Parcă se poate sta de vorbă cu noi mai îndeaproape. Sunt unii care n-au vreme de Dumnezeu nici de biserică niciodată, dar dacă îi vizitezi la spital, au timp să povestesc, că doar i-a legat Dumnezeu de pat și n-au unde să se ducă. Prin diferite împrejurări, Dumnezeu vrea să se adreseze oamenilor ca ei să înțeleagă și să-L primească. Doamne, ajută-ne și pe noi! Spune Scriptura, vă citesc din Coloseni, capitolul 2, că asta e prima etapă, cum vă spuneam, versetul 6. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus. Și eu iar vă întreb, l-ați primit pe Domnul Iisus? Eu n-aș vrea să-L primiți așa doar formal. Să vă pun să ridicați o mână sus, până și l-a primit pe Domnul Iisus. Și apoi, știți, a întrebat toată Domnul pe ucenici, scrie în Matei 16. Ce zic oamenii despre mine? Și au zis, unul crede că ești un proroc, altul, dar voi. Și spune Petru, și tu ești Hristosul Dumnezeu, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și până aici îi spune Domnul, Petre, asta nu-i sprava minții tale. Tatăl Ceresc ar putea să pricepe. Dar vă rog, rețineți. Atunci, scrie acolo că Domnul i-a zis, că trebuie să meargă la Ierusalim să moară.
Și ce-a dispetul după aceea? Se ferească Dumnezeu. Adică el credea că Iisus Hristos, dar nu prea înțelegea ce înseamnă să fie Iisus Hristos. Deci n-aș vrea să spuneți, cred și eu, și în urmă să vă întreb cineva ce ai crezut? Păi, am ridicat și eu mâna. Am zis și eu da. Ascultați-mă ce înseamnă să ajungi în viță, să-L privești pe Iisus. Romani, capitolul 6, e singurul text la care mă opresc și merge mai departe. Spune Scriptura aici, de la versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Apare de 4 ori cuvântul împreună. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă, se schimbă ceva. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El. Mlădița e una cu vița. Printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstirit și acum, cronologic vorbind, acesta e primul împreună. Împreună cu El. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. 8 versetul. Acum dacă am murit împreună cu El, al doilea împreună, și am citit în versetul 4, îngropați împreună cu El, cronologic e al treilea împreună. Și apoi versetul 8, partea a doua, vom și trăi împreună cu El. E ușor de țin în minte. Ce s-a întâmplat cu Domnul? Întâi a fost răstignit, apoi a murit, știți că au probat cu sulița în coastă, în al treilea rând l-au îngropat și în al patrulea rând avea. Unirea noastră cu El, intrarea noastră în viță, trebuie să treacă prin aceste patru fenomene. Răstignit, adică să termin cu păcatul și cu păgânătatea, conștient că plata păcatului e moartea și să crezi că Domnul a murit pentru tine și tu ai scăpat, mulțumim Domnului pentru aceasta, că fără moartea sa nu se putea. În al doilea rând, moartea înseamnă nu te mai poți, să nu te mai întorci niciodată și apoi îngroparea, asta e botezul. Dragii mei, dacă nu e răstignire și moarte înainte de botez, botezul e formal. Că poate va spune cineva, eu m-am botezat când am fost mic, dar te-a răstignit înainte? Ai murit înainte? Formula e bună, că să te lepede de satan, numai că diavolul nu fuge de formule, nici de tămâie. Și apoi dovada este că ai înviat împreună cu El și este o viață nouă. Asta e problema. Se spune că într-un sat s-a pocăit unul, dar din ăsta cu procesul normal, naștere sănătoasă. S-a hotărât să termine cu păcatul, s-a botezat și toți au văzut că are viață nouă. Și cineva din comună, nu spun cine, l-a băgat la colț, era vremea comunistă, era ușor să te fund într-un birou și să te bată, sau în alt loc. S-a arătat, așa, cum scrieți pe Mântuitorul, ca o milă, ca o oaie. Și l-a văzut un frate de-a lui de corp, tot vânăt, și vorba românească, sângele apă nu se face, zice, băi, dar cine și-o dă pe tine? Și totul insista, și m-a văzut așa, și-o scăpa și-o spus. Frate, un om cu ambiții, cu gând de răzbunare, a făcut și el pe pocăitul. Și respectivul l-a dus în aceeași cameră, numai că de data asta lucrurile s-au petrecut invers. Și apoi întreba cine era pe ăsta care l-a bătut pe primul. Zice, băi, am văzut că și frate s-a pocăit. Frate, și-o nu. Da, asta e problema. Cine este în viță și de acum e mlădiță, nu-i mai spin, se vede, se știe. Care-i tot spin, poți să pui etichete de jur împrejur. Poți să spui ce vrei. Natura va dovedi aceasta. Mulțumim Domnului că ne-a acceptat să ne înfieze. Amin. Mulțumim că ne-a acceptat să ne altoiască. Amin. Nu eram în stare de una ca asta niciodată. Asta e lucrarea, asta e puterea lui Dumnezeu. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Are Dumnezeu puterea să altoiască oameni mari. Amin. Este o altă imagine, că toate reflectă același adevăr. Sunt ca munții. Are Dumnezeu buldozor și așa îi lățește, face din ei drum netede.
cât e unul o vale și mlaștină, te tem să te bagi. Păi nu știu de unde basculează Dumnezeu acolo și ridică nivelul, drumnetit. Să face calea Domnului. Cât e unul stâncă, are Dumnezeu și dinamică. Are toate drumurile zgrunțuroase, drumurile sucite. Face Dumnezeu autostradă. Te poți înțelege cu El, de n-ai nicio problemă de acum. Și toate astea sunt dovada că l-a primit pe Dumnezeu. Amin. Sau altfel spus, că l-a primit Dumnezeu în casa Lui. Că e fiu, că e mlădiță de acum. Măriță fiu. Să vă dea bun Dumnezeu harul să treceți prin procesul acesta. Da. Să vă schimbe Dumnezeu natura, să vă schimbe viața. La noi, ca slujitori, vin fel și fel de mărturii. Spunea cineva despre un om, zice, atât a fost de sucit, a fost greu să-i afli și voia și nevoia. Adică nici el nu știa ce ar fi bun pentru el. Atât era de dificil. Dar când Dumnezeu îl schimbă, totul este nou. Spune Scriptura, vă citesc 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, cine este în Hristos este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Știți ce e frumos? Nu numai că s-au dus, nici nu le mai găsește. Că păcatele iertate nu se mai păstrează. Asta în computerele noastre virusate. Dar la Dumnezeu, în evidență, păcatele iertate nu se păstrează. Dumnezeu face lucruri noi și cele vechi. Dumnezeu nu are muzeu cu vechitori. Dumnezeu face lucruri noi, numele Domnului să fie slăvit. Amin. Trecem mai departe. Și în seara asta le-am numit așa pentru dumneavoastră să fie ușor de ținut minte, cu litera P. Primul rând, primit. În al doilea rând, păstrat. Pe orice mădiță care este în mine. Și aici sunt mai multe variante. Dacă aduce roadă, o curățesc să aducă și mai multă roadă. Și se insistă pe a aduce multă roadă. Dacă n-aduce roadă, este tăiată și cu vremea ars. Important este după ce l-am primit pe Domnul să-l păstrăm. În text, cuvântul de referință este rămâneți. Întreb pe cei care cunoaște Scriptura. Știți care dintre epistolele aceluia și Ioan Evanghelistul au cuvântul acesta în mod repetat? A rămâne. Și am vrea asta să vă spunem din capul locului. Să nu pățim, vedeți, trăim într-o vreme în care mulți se căsătoresc de drag și vorba aceea, uneori pe tineri nu reușești să ții la distanță până la nuntă că zici că au magnet și după aceea nu reușești să ții împreună toată viața. E la fel și cu sfânta pocăință, cu primirea lui Dumnezeu, l-am primit, dar îl vom păstra, vom rămâne într-o relație bună cu Domnul toată viața? Vom aduce roadă spre slava lui Dumnezeu? Spune în Coloseni, capitolul 2, text pe care l-am amintit adineauri, despre aceasta a doua etapă, versetul 6. Dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să umblați în El. Cu alte cuvinte, că tot e reflectă același adevăr. Ce a spus Domnul? Este o cale, mai întâi este o poartă, nu? Și apoi este cale. Primirea înseamnă să intri pe poartă. Păstrarea înseamnă să rămâi pe cale. Și sunt unii, am stat acolo pe un frate, știu când a fost acum 2 ani, am întâlnit din nou ce are, nu știu. Mulți ani de pocăință, așa. Și poate puteți și să spuneți, eu sunt pe calea Domnului de atâția ani. Au rămas toți care au pornit împreună cu dumneavoastră sau s-a mai pierdut câte unul? Dumneavoastră, dacă veți intra, veți rămâne? Veți fi statornici? Noi nu vrem doar să vă aducem la Domnul, ca să dau altă imagine, degeaba, mămica a născut un copil frumos, îl aducem la binecuvântare și dacă nu îl îngrijește mămica, copilul acela se descurcă singur. Nu se descurcă. Avem nevoie de creștere, de ucenicie. Și asta nu se poate decât tot numai în legătură cu Domnul.
Acum vă văd mulți aici. Poate sunteți și din altă localitate. Dar știți care e dovada că cineva a rămas? Una dintre dovezi. Că nu lipsește de la adunare. Ăștia au venit și au rămas. Este un cuvânt frumos, în Fapte, capitolul 2. Mulțimea s-a adunat și a rămas. În modul semit, după Revoluție, veneau mulți la pocăință, se predau. Dar câți au rămas din cei ce s-au predat? Câți vor rămânea credincioși? Și noi am vrea să vă arătăm din Scriptură cum puteți să rămâneți credincioși. Aș vrea să vă citesc din Coloseni, dacă sunt cu Scriptura deschisă aici. Spune Scriptura de la versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Poate unii se întreabă cum, adică s-a adresat apostolul cu expresia sfinți. Dragii mei, un om când este botezat, dacă lucrarea nașterii nouă este autentică, așa cum v-am spus, dacă este vorba de o viață nouă, că a murit și a înviat, el este un sfânt. În sensul că nu mai figurează în evidența lui niciun păcat. El primește o haină nouă și de acum are șansa să trăiască frumos. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu delungă răbdare. Ce echipament sfânt. Să fiți un astfel de om. Dacă se pocăiește aici în localitate un bărbat sau o femeie și după aia află bărbatul sau respectiv femeia că de acum e îndurător, e bun, e smerit, e blând. Vă dați seama ce har, ce dovadă. Să te îngădui, să ai dragoste, să fii recunoscător. Și ce frumos ar fi să vă spun gata de astăzi și să vă pun așa, să ridicați mâna sau dacă vreți să facem și un tabel. Cine vrea de astăzi să nu se mai certe? Umplem tabelul, nu? Cine vrea de astăzi să nu mai comită unul sau alt păcat? Dar asta știți cu mine. Scrie în Iacov, capitolul 2, că dacă unii ar spune, n-avem mâncare și predicatorul le-ar spune, duceți acasă și poftă bună. Și de la aceea. Dacă unii ar spune, pe săptămâna viitoare s-a anunțat frig și n-au haine, duceți-vă, îmbrăcați-vă și încălziți-vă. Cu ce? Scriptura nu doar că ne învață cum, ne dă și resursele cum să putem fi. Ascultați-mă ce vă ziceți la versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug? Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și apoi, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele Domnului. Deci, dragii mei, dacă vreți să rămâneți în viță, vița zilnic își trage sebă din mlădița din viță. Spuneți-mi, vă rog, că sunteți mai agricultori decât mine, cam câte zile putem tăia o mlădiță sau și numai să o strangulăm foarte tare să nu se hrănească din viță? Mai cu seamă dacă e căldura afară. Păi se usucă. Dumneavoastră credeți că puteți rămâne în viță fără să vă hrăniți din cuvânt? Nu se poate. N-am rețetă de pocăință fără Scriptură. Numai zilnic cu cuvântul lui Dumnezeu. Am putea să luăm și alte comparații. Fără hrană, trupul cât rezistă? Spuneți dumneavoastră care mai postiți. Câteva zile, nu? Pe seara ești la mie, chiar îmi place să spun că omul e făcut pentru o zi. Și crucea se apie câte ori, seara dacă n-ai mâncare, te odihnești, nu mai ești cel ce-ai fost. Cum vreți atunci ca sufletul nostru să aibă o formă spirituală, o stare spirituală bună, fără să se hrănească? Nici formă. Dragii mei, mulțumim Domnului că în vremea noastră sunt Scripturi. Amin. Le folosiți? Amin. Spunea fratele Vorobesc de la Kamenka, din Ucraina. L-am cunoscut pe bătrânul, a trăit 90 ceva de ani. I-a făcut cadou la bătrâneții o Biblie la fratele Nichi de la Vespere, din Maramureș, și o Biblie ucraineană. Și spune, ți-o dau ție cu un consent. Citești din ea numai stând în genunchi sau în picioare. Păi frate Ioane, de ce? Păi, Michi, Biblia asta a făcut 8 ani de Siberia. Cu
Cum nu s-au luat comuniștii în 8 ani, nu te-au descoperit să-ți o ia? Zice, la început am avut-o ascunsă. Și ce lucram la o mină de cărbuni și nu ieșea planul. Cei mai bătrâni știți cum era cu plan anual, cu manual, cu cincinal. Și aveau reproșuri de la cei de la regiune. Și ne-a adunat pe toți și a spus, dacă nu iese producția, ce facem cu voi? Păi noi ne schimbă, dacă voi vă terminăm aici, vă rămân oasele în Siberia. Și le-a teamă la toți, la șef și la vieții de ținuți. Și Duhul Sfânt îi spune la fratele care le-a proroc, auzi, ieși în față, în numele Domnului, și spune-le să te lase citești tu din Biblie, să faci o rugăciune. Și niciun vagonet nu se mai răstoarnă și iese planul de cărbuni. Fratele, încredințat pe cuvântul Domnului, ești în față. Și îți dați-mi voi și din cartea mea să spun o rugăciune la Dumnezeu meu. Luna aia, minune. Noi ne-au și de improvizat, deci aveau acolo. Niciun vagonet nu s-a răsturnat și planul de cărbune a ieșit. Luna următoare, iar a început prost. Și-au zis ei, măi, chemați-l pe ăla cu cartea. Și iar a citit. Și spunea fratele, să le iasă lor planul la cărbuni, nu mi-o lua mie lui Biblia. Dar zice, Dumnezeu a folosit metoda asta ca noi să ne hrănim. Zice, asta ne-a ținut pe noi acolo în închisoare. Dragii mei, frații din Rusia, uneori împărțeau Biblia pe cărți, o copiau, stătea Matei la unul, o lună, Marcu. Și noi avem Biblie pe ales să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne hrănim sufletul din ele. Dragii mei, ceva foarte simplu ce vă spun. Biblia nu e doar carte de istorie, carte doar așa de rugăciuni când ești tu la nevoie. Biblia e scrisă nu de vreun autor oarecare. Biblia e scrisă de proroci inspirați de Dumnezeu. Biblia când o citești, îți vorbește Dumnezeu prin ea. O cugetare înțeleaptă spune, Biblia e singura carte care atunci când o citești, e autorul de față. Te radiografiază, îți detectează toate stările vinovate. Îți spune care e tratamentul, îți dă speranță. Îmi spunea un om de la noi din comun. Zice, până n-am citit Biblia, n-am știut de unde începe lumea și unde se termină. De când am început să citesc, toate au rost. Toate sunt de înțeles. Biblia te învață cum să te comporți în familie, cum să te raportezi la oameni care te ispitesc. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este ceea ce avem noi nevoie ca să putem duce o viață sfântă de pocăință. Adam și Eva, știți cât de mare Biblia au avut? Vă dau o pagină. Dar alea două, dacă le respectau, nu-i putea diavolul păcălit. La ei scrie atâta. Din pomă ăsta nu-i de mâncat. Încă Eva a zis cu comentariu cu tot, nici să nu se atingă. Și vine diavolul și spune, măi, mâncați de acolo. Și ei trebuie numai să țină foile alea. Noi voie. Păi fetele astea sunt aici în biserică. Ne gândim, vor rămânea ele să se mărite aici în adunare și să fie mămiși la 34 de ani și apoi bunici în casa Domnului? Rămân dacă respectă cuvântul. Între altele, cuvântul vouă le spune să nu discutați cu cei de afară. Dacă vin la voi, nu le deschideți ușa. Atenție la Facebook. M-am întâlnit eu acum un bărbat, m-a sunat. Zis către mine, vă redau numai cuvintele. Gravitatea care a spus, tonalitatea nu o pune, dar a zis, blestemată să fie ziua în care eu mi-am deschis cont pe Facebook. A zis, mi-am deschis cu nevasta la bună înțelegere. Eu mi-am dat seama că e pericol, l-am închis, ea n-a vrut să-l închidă și am pierdut-o. Dacă nu respecti cuvântul și te încurci, te pierzi, nu mergi departe. Cuvântul te călăuzește până în împărăția lui Dumnezeu. În finalul acestui cuvânt e scris unde ajungi. Dar ajungi numai dacă respecti indicatoarele din pe traseu. Și Dumnezeu îți vorbește. Apoi, dacă vreți să rămâneți, scrie acolo în Coloseni 3:16, să cântați cu mulțumire în inima dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute. Eu așa știu că bihorenii sunt buni cântăreți. Drept dovadă că așa cum v-ați adus cântăreți tot din Bihor de la dumneavoastră. Cântați. Nu numai aparatul de radio, vocea Evangheliei. Aia până învățăm cântarea, apoi închidem, o cântăm noi. Eu mai spun uneori când aud cântarea se dedicată la cutare, măi, dar în Biblie cântările trebuie să fie Scriptura spune că noi trebuie să cântăm pentru Dumnezeu. Că poate să fie și o cântare cu subiect de învățătură, da, de întărire, de mângâiere. Dar adresa cântării este pentru Dumnezeu.
Să știți că diavolul nu suportă tare mult să cânți. Și David i-o strigă, o da să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmași. Cântați, dragii mei, și veți fi miruitori. Lăudați pe Domnul prin cântările dumneavoastră. Scriptura spune că unii n-au rămas, fiindcă n-au mulțumit lui Dumnezeu. Și inima lor fără percepere s-a întunecat. Tot pentru a putea rămâne credincioși și v-am spus, vă dau rețete, cele mai simple rețete. S-a dus dat o femeie la un medic, medicul era creștin, a analizat-o și pe dinăuntru și pe din afară, și suflet și trup, și zice femeia, vreau să mă trimiteți la un specialist, nu știu ce să mă fac, nu pot dormi, nici nu mai știu ce mă doare și ce nu mă doare. Și medicul îi zice, eu vă dau eu o rețetă simplă de tot, o lună de zile, citiți în fiecare zi din Biblie, cel puțin o jumătate de oră, femeia ce îl bate joc de mine. Adică eu n-am venit la duhovnic, am venit la doctor, să-mi faci o trimitere, să-mi dați o rețetă. Dar vă rog frumos, dar nu-i pe bani. Și femeia începe și citește, și citește, și când citești în Biblie, vine pace, vine har de la Dumnezeu, vine speranța. Dar asta dacă nu te mai hrănești cu buletine de știri, cu filme, că acelea sunt făcute ca să te sperie, să te șocheze, să-ți inducă stări de pofte, trebuie să vă gândiți cine le-a emis. Cine nu neapărat ce ne aui de vină și Domnul Puterii Văzduhului, care a lansat genurile de muzică ce sunt în prezent, filmele care se rulează. Și după aceea am întrebat toată pe o familie ce anuseseră într-o stare conflictuală, pocăiți fiind, zic, voi ce face seara? Și mai vedem câte un film, zic, uite, și următorul episod a fost a vostru. Dar ia luați voi Biblia și vedeți atunci după care psalm vă vine a vă certa. După care cântare va veni vouă starea asta. Și vine femeia, revin la casă, la medic și spune, domnul doctor, dar nu știu ce ați făcut, sau nu știu ce s-a întâmplat, că s-a schimbat vremea sau ce, mai mă dore capul și mă pot odihni. Dragii mei, luați Scriptura, episod după episod, luați caietul de cântări, cartea de cântări și cântați dimineața, la amiază, seara. Și apoi vă mai dau încă o rețetă. Foarte simplu. Cele mai simple rețete. Astea se pot aplica la țară, nu trebuie cu tratament, trebuie la mănăstiri, trebuie umbla la băi, te poți trata acasă. Filipeni 4 cu 6. Nu vă îngrijorați de nimeni. Dar știu eu, vine războiul, boală, câte sunt. Ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciune și cereri cu? Știți versetul următor ce spune? Și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere. Adică te rogi, problema încă nu s-a rezolvat, urmează, dar tu ai primit pace. Și inima ți-e liniștită și te curci liniștită. Citeam undeva că un sergent în armată arusesele cu frontul la o școală. Nu eram călzită, era bombardată și aia, dar oricum nu mai dormeau în tranșee sub cerulite. Și era așa liniștit în noaptea asta, să dormim și noi din nou într-o încăpere după atâtea săptămâni sau luni. Îi adună seara la o inspecție de batalion acolo în curte și comandantul spune, am nevoie de un sergent și doi soldați pentru o misiune într-o localitate. Și el se roagă în mintea lui și spune, Doamne, numai pe mine să nu mă numească. N-a apucat bine să spună când îi pronunță numele și spune, Raymond Parker chema, iei comanda doi soldați și plece. Și până am dat comandă la ordine la soldat să pregătească tot materialul și armamentul din dotare, și am văzut un magazin acolo mic în școală, m-am intrat și m-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, știi ce am zis? Dar acum te rog frumos, vino cu noi, ajută-ne, îndură-te. Amin. Și când am ieșit de acolo, a venit peste mine o pace de împărea că mă lasă în permisie acasă. Dar ăștia dormeau și pe mine m-au trimis în misiune. Și am ajuns, n-a fost chiar departe localitatea aceea, și am dormit la o casă încălzită, ne-a dat mâncare și eu și șeful m-a culcat singur în cameră la etaj. Și a zis, domnul, a zis către domnul, Doamne, doar că îți mulțumesc că au fost condiții mai bune decât acolo în școală. A zis el, mulțumesc Domnului că m-am rugat ca să mă pot bucura de harul care mi l-a dat. Zice, Dumnezeu poate tot mă culca în camera aceea, dar n-aveam bucuria că m-am rugat.
să vă ajute bunul Dumnezeu și pe dumneavoastră, frământați, stresați, cum se spunea, și soția mea este bolnavă, este o minune că este în viață, cea mai urâtă formă de cancer la cap. Anul trecut, în februarie, a fost operată, dar ne-a învățat Dumnezeu să știm prețui fiecare zi, să putem merge înainte, să fim mai plânsi, mai buni, mai răbdători și astfel să avem nădejde în Dumnezeu. Amin. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Eu obișnuiesc să spun către frați și către surori, când dau mâna cu ei, mă bucur că te văd la adunare. Zic, simt șanse să dau de tine rai. Dar dacă ne întâlnim la adunare și dacă și acasă, Biblie, rugăciune, cântare, părtășie frățească și în același timp absența lucrurilor lumești. Să nu încerca să le amesteca. Spune, frate, cum se termină filmul? Cum îmi citești psalmul? Sau să zic, eu mai pocăit, eu citesc psalmul înainte de film. Ei, o să fie ca și cu vacile lui Faraon, alea slabe au mâncat pe cele grase și tot slabe au rămas. N-ai rezolvat nimic. Nu se poate. Care dintre dumneavoastră, din Chiraleu, care e cea mai puțin geloasă femeie la care să spună soțul, auzi, eu în seara asta aduc salariul și am primit premiul luna asta și aduc cadou ție la toți copiii și banii pe mâna ta. Dar întâi să știi că mă duc pe la o fostă colegă, știi tu că aia amanta mea, Ina și ei, numai o ciocolată. Îl aștept cu drag, nu? Că tu nu ești gelos. De ce zâmbiți? Pentru că nu e normal în asta, nu? Dar la Dumnezeu e normal să spui că tu rămâi în El și când colo tu ești așa în două lutre. Asta e marea problemă. Spune Scriptura, vă citesc din Iacov, capitolul 4, cuvintele fratelui Domnului care spunea: Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dumnezeu vrea să fim ai Lui și numai ai Lui. Să rămânem în El, Doamne, ajută-ne. Dar de ce vrea Dumnezeu așa numai cu El? Că poate sunt unii care spun, dar mie mi-ar mai place și altceva. Celelalte care ție ți-ar place după firea pământească nu sunt decât momeli ale diavolului. Nu sunt decât o travă și moarte în timp. Nu-i nimic în lumea asta din ce-ar fi bun și Dumnezeu să nu stea. Dumnezeu ne-a așezat pe noi ca pe Adam și pe Eva în grădina Edenului. Câți pomi a făcut acolo? Dumnezeu a așezat acolo numai mere și pere. Nu și-a spus, hai și prune. Viața mea, la mea, pere, seara prune. Altceva nu vă dau. Tot felul de pom plăcus la vedere, cu rod. Și ne-a spus să mănânce după plăcere. Ne-au spus, din pomul ăsta nu, e periculos. Întreb așa, gândiți-vă, dăm drumul imaginației. Cât credeți că a stat Adam și Eva în grădină până când au fost păcăliți de șarpe? Nu știu. De ce ziceți? Au reușit să mănânce din toți pomii. Puțin probabil. Da, acela cu ispita. Dulce a fost. A fost ca Facebook-ul pe care l-au blestemat mai târziu pe tu. Băieți, fete, copii, că nici nu mai știi de la ce vârstă să le spui să nu se murdărească cu stricăciune din lumea aceasta. Am întrebat pe un bărbat care și-a lăsat nevasta, a dus cu altul, în altă țară, a făcut bani. Pe 8 ani vin înapoi la nevastă, cu să rămână, să-l primească. Și a zis, măi omule, spune și mie, cum a fost viața asta așa de voiaș? Nici o zi nu a avut gust, frate. Diavolul nu dă gust. Diavolul are momeli care înșeală, care distrug. Să vă ajute bunul Dumnezeu să rămâneți în El. Amin. Și asta înseamnă, practic vorbind, să rămâneți în activități sfinte. Amin. Să aveți părtășie cu sfinții, spunea David Psalmul 16. Eu zic, Domnului meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. În schimb, diavolul vrea să vă ofere altceva, dar astea sunt numai distrugeri. Și în al treilea rând, tot cu pe, ce vă citesc de aici, Ioan capitolul 15, versetul 8, dacă aduceți multă roadă până așa Tatăl meu, va fi proslăvit. Primiți pe Domnul, păstrați-L pe Domnul și proslăviți-L pe Domnul. Cum vine asta?
Adică atunci când oamenii vor vedea că tu ești un om pocăit, bun. Când mănâncă oamenii dintr-o livadă, dintr-o vie bună, cine de laudă? Vierul, nu? Păi ce livadă are cutare. Să fie slăvit Dumnezeu. Că a Lui suntem și de la El vine mântuirea și orice dar pur și desăvârșit se coboară de la El, slăvit să-i fie. Și acum întrebarea, din pricina dumneavoastră, că asta e proba, că L-ați primit și L-a păstrat, că e Dumnezeu proslăvit. Din pricina dumneavoastră, Dumnezeu este proslăvit sau hulit? Scrie despre Pavel, că după ce s-a întors la Domnul, Galateni 1:23, auzeau oamenii spunându-se, cel ce prigonea odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească altădată. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Spune și Petru ceva asemănător, vă citesc din epistola lui, 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Să spună colegii, să spună cei din casă, aici avem de-a face cu un copil al lui Dumnezeu. Când te vor schinjui și te vor pune pe cruce, ca despre Domnul Iisus, ce au zis oamenii? Sutașul ce a spus? Cu adevărat acesta a fost, este Fiul lui Dumnezeu. Va veni și vremea în Împărăția lui Dumnezeu când vom fi proslăviți și noi, dar deodată să fie proslăvit Dumnezeu. Amin. Și asta prin viața noastră. Asta va vorbi mai putere decât orice slujbă de evangelizare. Puteți spune boxe afară, să se audă, să-și bagi oameni de în urechi. Să spune că e volum prea tare. Dar dacă dăm dovadă de trăire, asta va mișca pe oameni, se va pune întrebarea, le va da ceva de gândit, își vor da seama că aici este ceva. Spunea un frate din Rădăuți, îl cunosc cu ăștia acum la Londra, fratele Iosif Lucescu, era în liceu, crescut, cum vă spuneam, în familie de pocăiți, cât de cât copil cu minte, silitor, dar nenăscut din nou. S-a apropiat de Domnul, de Scripturi, Domnul l-a cercetat, l-a botezat cu Duhul Sfânt și colegul lui de bancă îi spune, băi Iosif, am urmărit câteva zile, câteva săptămâni, ce-i cu tine? Și zice, m-am pocăit. Dar tu ai fost pocăit, oamenii așa știe, că e copil născut la pocăit, zice că e pocăit și copil. Doamne, dă! Băi, acum m-am pocăit cu adevărat. Și de acum? Și am citit în Biblie, m-am rugat. Dumnezeu a făcut lucrare. Am fost botezat cu Duhul Sfânt, vin și eu la voi. În seara asta vin. Fratele, e altă dată. Nu era seara de evanghelizare, era seara de stăruință. Cum se-l duc acum? Nu a fost niciodată. Dar n-a scăpat el. Nu se poate. Trebuie să văd cine și cum ai reușit să te schimbi pe tine. Că eu știu că tu erai cât de cât cu minte, așa de ochii lume, dar eu ca și coleg de bancă te știu și pe deasupra și pe dezut. Acum e clar, și pe din afară și pe dinăuntru, ești altul. Și zice, frate, nu l-am octombrie. Seara vine la stăruință și ce să vezi? Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt pe colegul de bancă. Amin. Știți care a fost următoarea observație în clasă? Bă, Iosif, ce ai făcut la colegul tău de bancă? Amin. Și bă, nu eu am făcut. Eu l-am dus numai la cine i-a făcut. Amin. Domnul l-a cercetat. Și de acum amândoi pocăiți. Ce a fost interesant acolo, erau clase terminale, 11-12, mai mulți băieți din clasă voiau să dea examenul pentru școala de șoferi. Și au avut discuții cu preotul la ora de religie, ei cu Biblia, preotul cu tradiția, cum știți. Și fratele ăsta, Iosif, este și proroc. Și Domnul l-a pus așa cu îndrăzneală să spună, zice, Dobrovesc, sau cum îl numeau pe preot, ceilalți. Ce ca dovadă că noi aparținem lui Dumnezeu, când o să dăm examen la școală fie prima dată, eu și colegul luăm din prima și las niciunul meu. Aleluia! Zice, după ce am spus vorba aia, mă, bă, îți dai seama ce am spus. Dar ce așa m-a pus Dumnezeu să spun.
Și vă dați seama, au învățat tot, nu numai să ia permisul de acum, era ambiția asta în clasă, preotul, cu slujbe cu tot. Păi și voi luați permis, am făcut rugăciuni pentru voi. Și vine ziua cu examenul și povestește fratele Iosif, zice, primele întrebări le-am greșit. Mă aveam de răspuns la 20 de întrebări și nu mai aveam voie să greșesc niciuna ca să iau. În clipa aia am zis, Doamne, acum numai Tu mai poți să faci ceva. Mintea mea, de tot ce am știut, am uitat. Și-a luat, la minim, dar a luat. Când iese de acolo colegul lui, exact o experiență asemănătoare. Cum aștepta pe ceilalți, niciunul nu a luat. Și a zis, nu că neapărat Dumnezeu face așa întotdeauna. Dumnezeu poate a pocăitului să nu ia, îl testează. Sau poate să nu îndrește dacă e atunci. Dar atunci așa a vrut Dumnezeu. Ca să le dea o dovadă. Că Dumnezeu vrea să fie proslăvit prin viețile noastre. Dumnezeu să vă dea harul aici sau unde sunteți să-L proslăviți. Amin. Și-aș vrea acum în încheiere să spun ceva de aici din Ioan capitolul 15. Rețineți aceste trei expresii. Domnul trebuie mai întâi primit, apoi trebuie păstrat și apoi trebuie să trăim în așa fel încât să-L proslăvim pe Dumnezeu. Să putem spune ca Domnul Iisus în final că le-a zis, Tată, Eu Te-am proslăvit pe pământ. Acum e rândul să îți faci Tu lucrarea cu privire la Mine. Zice textul nostru, astea vă spun doar așa pe scurt, vi le las ca temă pentru acasă, să meditați asupra lor. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea. Frumusețea relației dintre Domnul și noi e dată de dragostea sfântă. Nu îndemnăm pe nimeni să fie pocăit cu deasila, că n-are valoare și nu te duci departe. Dar dacă Dumnezeu prin Duhul Sfânt toarnă dragoste în ființele noastre, atunci cu dragostea asta ești în stare să te duci și la moarte. Frații noștri s-au dus în Siberia, au răbdat închisoare, alții au răbdat ispite. Și zice în Roman, capitolul 8, că nimic nu-i stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mărit să fie Domnul. Amin. Asta este dovada că Dumnezeu și-a făcut lucrarea în viața noastră. Că ne-a cuprins, prin Duhul a venit dragostea Lui și de acum tot ce facem, facem din dragoste. Și se poate să duci pocăința. O, desilă! Nu să-l rapți pe celălalt și vă spuneam la început, nu din voia vreunui om. Păi rap că-s pocăit și n-am ce face, dar dacă aș avea ocazia, păi ce aș face? Nu, să nu-ți vină ideea să-i faci ceva rău, ci doar să-l iubești, doar să accepti, doar să rapți, dar numai dragostea este în stare de așa ceva. Dumnezeu să vă dea din plin. Are puterea aceasta. Astfel, tinerii vor putea să cânte, să laude pe Domnul, să postească, cei căsătoriți, fiecare prin ispitele, prin drumul vieții, să accepte pocăință. Că știi, El ne-a iubit întâi și noi îl iubim după aceea. Spunea o tânără într-o adunare, era vremea comunistă și n-au putut să o boteze vreunul cu ceilalți, în mod public. Părinții erau dintr-o familie mai însemnată și au spus că vin la adunare și fac scandal, răpesc de acolo, știți. Și atunci au botezat-o frații sâmbătă seara în baptistier, a fost băgată apa, dar n-a putut să vină decât cine a botezat-o și o prietenă, două de-a ei. Și la un moment dat, fiind în apă, a început să plângă, dar avea fața așa senină. Și fratele a întrebat-o, auzi, te tem că părinții vor veni cu represalii, nu ești gata să o faci? Și ea a zis, nu. Orice aș fi încercat să spune, nu, lăsați-mă să spun ce. Zice, așa aș fi vrut să mă botez când e adunarea plină, să-i văd pe frați și frații să mă vadă. Dar zice, mi-am dat seama că nu se poate. Dar zice, știi ceva? Toată adunarea am văzut-o plină de îngeri, mai mult decât în cap frați în adunare. I-a făcut Dumnezeu harul ăsta. De altfel, e după Biblie, că atunci când un om se întoarce la Domnul, se bucură toți îngerii. Dar ei s-au bucurat mai tare și au venit de față. Să vă ajute bunul Dumnezeu în momente din astea speciale, să prindeți unda cerului, să fie prezent Duhul Dumnezeu peste dumneavoastră, să fie numai vreun înger acolo de față, să vezi cum ești în stare să aduci roadă în cele mai grele condiții.
Îmi spunea o soră din Spania, urma să nască, medicii au spus să nu nască, ea înțeles că trebuie să aducă roadă și pe rodul trupului. Așa e corect. Și medicul a spus, treaba ta, fiind străină, și în momentele alea a venit diavolul să-i spitească și a spus, vezi, Hristos a tău nu-i lângă tine, nu te scapă, mori, îți rămân, mai avea vreo 2 sau 3 copii orfani. Dar ea a avut tăria atunci să spună, și dacă mor, mă duc la Domnul care m-a iubit și pe care îl iubesc și care va îngriji de copiii mei. În clipa următoare s-a arătat un înger, l-a văzut în persoană, e drept că ei prorociță și ăștia văd mai repede îngeri ca noi. Și a zis îngerul, nu te teme. Am fost trimis lângă tine de când te-au apucat durerile. Dar acum mi s-a îngăduit să mă vezi. Și fără să-și dea seama că ea vorbea acum cu diavolul, după aia cu îngerul, a născut. Și au zis ăștia copilul scâncind și strigă, născut românca! Cum ai născut? Ea zice, cu îngerul Domnului. Explică-le. N-ai cum să explici. Dar astea sunt bucuriile care Dumnezeu le dă. Că ultimul verset care l-am citit e acesta. V-am spus acest lucru pentru ca să aveți bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Asta e frumusețea. Tot ce faci, să faci din dragoste și să te poți bucura. Lumea nu se bucură. No. E și dacă au vreo plăcere, e de moment. Și bucuria sare de colo-colo. La noi rămâne și deplină. Mărit să fie Domnul. V-am spus, asta e proba, că tu ești în viță, că poți din dragoste să trăiești și că ai bucurie. Ca să nu vă mai spun ce vine după aceea, când va veni împărăția lui Dumnezeu, atunci adevărata bucurie. Povestea un frate, cu asta am încheiat. S-a dus la biserică lângă Timișoara undeva. Și când s-a încheiat slujba, o pun frații pe o soră să mijlocească, să mulțumească. Asta, beată bătrânică, vocea obosită de ani, nu atât de cultă, cu cuvinte mai cu regionalisme. Și el, om de la oraș, așa, și bă, dar n-au putut pe alta să pună să mulțumească așa, mai cu o voce, mai ca atare, mai de preot și cu cuvinte mai elevat. Și în timp ce se uita la bătrânică, asta vede un înger în fața ei, care-i nota toate cuvintele și așa cu drag o privea. Și el, în timp ce vedea vedenia asta, l-a cuprins așa o teamă și a zis, nu, Doamne, nu lași pe îngerul ăsta să se uite numai o dată la mine. Și a zis, când a întors fața spre mine, m-a inundat o bucurie de n-am știut că-s răpit, că-s în adunare sau sunt în cer. Și a zis, dacă numai o privire mi-a dat atâta bucurie, dai pe bătrânica asta, ce bucurie a avut, că tot timpul s-a uitat la ea până fără rugăciunea. Aleluia. A doua zi merge la lucru și o colegă, prea vremea comunistă, îi spune, vreau să vă spun un vis. Asta o temea că e informatoare și că apoi îl părăște că întrerupe producția și avea probleme, că era pocăit și era predicat. Și lăsați-mă că spune, suntem în schimb. Nu, vă rog frumos. Și n-a scăpat de ea. Hai, spune repede. Deci m-am visat că e în mijlocul unei ape, așa până în gât. Și așa erai cu mâine pe sus, te bucurai, de ce ai chestirai, mă? Și mă, ce cu asta, ce-o fi apa asta când s-o băgat în ea? E inundat de bucurie. Și eu eram cu sandale, eram pe marginea apei și eu am dat tot mai jos o sandală și am băgat numai vârful la deaște. Și m-a apucat o bucurie de așa cum a... de nu mai pot să spun visul, că așa cum mă bucur. Amin. Dacă eu m-am la vârf și m-am bucurat așa, da lumea ta în apă. Dar fratele s-a gândit, înapoi sora, cred că e în ocean. Să vă inunde Dumnezeu. Amin. Nu mai stați pe țăr, dați-vă drumul în brațele Domnului. Amin. Și veți vedea că e frumoasă pocăința. E întâlnire cu Dumnezeu, e trăire cu Dumnezeu, e slavă pentru Dumnezeu. E exact ce-și dorește lumea, dar nu știe adresa. Aici la biserică, aici e Domnul. E dragoste și bucurie și asta de la Duhul Sfânt pentru vecii vecilor. Amin.